pute la un moment dat. Nu pot să cred. Unele pot fi bune, iar altele pot fi super proaste. Hello! Ne vedem din nou cu un alt videoclip pe anul 2021 și m-am gândit anul acesta să schimb și să vin așa cu ceva nou, astfel încât vin și eu cu acest gen de videoclip cu favoritele anului. Trebuie să recunosc și să fac această remarcă de la bun început. Eu în trecut nu urmăream genul acesta de videoclipuri, de aceea nici nu le filmam eu. Mi se păreau plictisitoare, mi se păreau cumva că se repeta informația de pe parcursul anului și nu. Deci favoritele lunii pentru mine erau exclus, nu puteam să le vizionez. Apoi, treptat, nu știu, am început să văd altfel situația și să urmăresc videoclipurile de genul favoritele anului. Mi se părea că acolo era mult mai intens, adică, și ca să fac o comparație și să vă dau un exemplu exact, dacă faci lună de lună acest videoclip și în fiecare lună tu vii cu o altă rutină de skincare, mi se pare, efectiv, nu e ceva real, pentru că nu ai cum să vezi rezultate de la o rutină de skincare după o lună. Da, poate încep să se vadă chestii, dar nu poți în fiecare lună să găsești altceva. E imposibil, sunt foarte multe produse bune pe piață, sunt foarte multe bune și, de exemplu, și mie îmi plac foarte multe produse și mi se potrivesc, dar eu o rutină de skincare o țin cel puțin 3 luni. În cazul în care mi-a mers bine în primele zile și nu trebuie să renunț la ea, o țin cel puțin 3 luni să văd, păi, are efecte, nu are efecte și așa mai departe. Și de asta, oarecum, nu aveam încredere în videoclipurile acelea și de aia nici eu nu le-am făcut. În schimb, cele care sunt făcute pe un an de zile, astea da, la astea le dau dreptate, am început și eu să le vizionez, mi se par ok, pentru că într-un an de zile, da, chiar poți să treci printr-o rutină de skincare, sau două, trei chiar, sau poți să încerci mai multe produse de păr și să găsești ceva favorit, sau poți să mănânci ceva super bun și să găsești ceva favorit, înțelegeți un debat. Iar acum, haideți să începem, pentru că am pus și eu aici în fața mea câteva produse și câteva chestiuțe la care m-am gândit pentru favoritele anului 2020. Vreau să menționez faptul că am pus aici și vreau să vă arăt astăzi în acest videoclip doar câteva chestii care mi-au venit așa, instant, în minte, în sensul că astea mi-au plăcut super, super, super mult și când mă gândesc la o anumită categorie de ceva, îmi vin ele în minte. Încerc și să diversific, să iau așa mai multe categorii și, da, tot înainte să începem, da, îmi pare rău, în videoclipul acesta o să fie o introducere foarte lungă, dar trebuie să menționez lucrurile astea că... Trebuia videoclipul acesta să apară aseară, adică sâmbătă la ora 19, dar în cazul în care nu mă urmăriți pe Instagram și mă urmăriți doar aici pe YouTube și v-ați întrebat de ce nu a apărut videoclipul când a trebuit să apară, ei bine, un vecin de-al meu renovează de câteva zile, nu am avut efectiv cum să filmez deloc, deci n-am avut cum să fac nimic. Și pe lângă asta, pe lângă faptul că... s-au renovat și așa, mai înainte un alt vecin a dat și drumul la muzică tare și era ceva gen nu pot să cred, tocmai acum când s-a făcut liniște de la bătut și găurit sau alte chestii, vii și tu cu muzica. Dar am prins un moment de liniște acum, sper, nu se mai aude acum nimic, dar sper să nu intervină pe parcurs. Dacă intervine vreo muzică pe parcurs, îmi cer scuze de pe acum și acum hai să intrăm în produse, că sigur v-am plictisit pe unii dintre voi cu această introducere lungă, dar țineam morțiș să mă explic, să explic chestiile astea. Bun, haideți să începem cu produse de păr, pentru că părul meu în ultimii 2 ani de zile, chiar 3 ani de zile, a trecut prin multe schimbări și am încercat multe, multe produse de păr, inclusiv anul trecut, am încercat mai multe, dar am ajuns la o concluzie. Părul meu arată super, super bine dacă folosesc produse de la Vela. Mi le-a recomandat tipa la care mă fac la păr, unde merg la salon și inițial am fost sceptică, mă gândeam, măi, sunt niște produse scumpe, nu știu dacă o să merite neapărat, sunt alte produse mai bune pe care le foloseam deja din comerț și am zis merg pe asta. După ce m-am vopsit în schimb blondă complet, am zis ok, părul nu are nevoie de mai multă îngrijire, trebuie să-l hidratez mai mult pentru că efectiv se simțea diferența faptul că a fost decolorat la uscat. Și încercând eu mai multe chestii, dar văzând și la ea ce mi-a aplicat pe păr, am ajuns la o concluzie. Și anume...
Îmi place foarte, foarte mult gama Fusion de la Vela. Și am aici masca, apoi am balsamul de păr, dar să știți că am și șamponul. Și pe acestea, șamponul și balsamul le am la cantitate mare de litru, pentru că mi-ajung mai mult timp. Iar masca la fel, am cantitatea cea mai mare, care este de 500 de mililitri. Acum, eu despre produsele astea v-am mai vorbit în trecut și îmi plac super, super mult. Odată că miros foarte bine, 2. Mirosul persistă foarte mult timp în păr, 3. Hidratează extraordinar de bine, pentru că această gamă este pentru regenerarea firului de păr, să o zic așa, pe aia dreaptă, practic pentru păr deteriorat, dar îmi place cum se simte firul de păr după câteva folosiri acestei game. Iar prețul și calitatea, dacă ar fi să le pun așa într-un raport, să știți că este foarte, foarte bun. Adică, da, ele în sine, ca niște produse, să dai câteva sute de lei ca să ai o rutină pentru păr, poate părea mult, dar faptul că o sticlă din asta de litru te ține câteva luni bune, asta îmi place foarte mult, că nu necesită o cantitate mare. Deci, eu mă spăl cu șamponul de 2 ori pe cap, după aplic balsamul pe lungime, vârful și așa mai departe și după, din când în când, mai folosesc și masca. Dar vreau să zic că cantitatea este extraordinar de mică și de aceea va ajunge mult, mult timp. Am numai cuvinte de laudă despre această gamă, îmi place super mult, o recomand și eu mai departe și să știți că pe partea aceasta de regenerare sau pentru firele deteriorate, să zic așa, își face efectul, pentru că părul este mult mai moale, mult mai mătăsos, nu se mai simte uscat, deci e foarte, foarte fain. Și faptul că folosesc genul acesta de produse profesionale, pentru că am mai încercat și de la alte branduri tot profesionale, dar acestea îmi plac cel mai mult. Faptul că le-am încercat, a văzut și fata care mă face la salon, a observat o diferență la părul meu și m-a felicitat. Și tot un produs de păr și tot de la Vela este și acesta. Este un fixativ, se numește Mystify Me Strong. Arată cam așa, să știți că iau gamele acestea cumva și pe culori, deci să obțineți, să vă uitați în cazul în care sunteți interesate, să vă uitați după varianta aceasta care este pe gri cu scris roz. Are tărie 3 din 4, este cantitate mare, deci acesta are 500 de mililitri și să știți că îl am, cred că de un an de zile aproape. Sau un an de zile să-l am și mai am, cred că sunt undeva pe la jumătate și să știți că este super, super bun. Deci, îmi place acest fixativ pentru că are miros, dar nu are un miros din ăla înnecăcios încât să nu mai puteți respira în momentul în care îl aplicați în păr. Faptul că buclele îmi rezistă extraordinar de mult când îl folosesc și știți ce mai îmi place la el? Ați văzut că sunt unele fixative cu care vă dați în păr și vă întărește părul și e așa de inestetic, nu știu, se vede urât, se simte urât, pute la un moment dat. Ăsta nu face așa. Adică eu dacă am bucle și îmi dau cu fixativ, mi le fixează, dar nu întărește părul, astfel încât eu, dacă a doua zi vreau să mă piaptăn, să îmi stric buclele sau ceva, pur și simplu fac asta și e totul perfect. E ca și cum părul nici n-a fost dat cu fixativ și chestia asta îmi place cel mai mult și cu siguranță o să revin la el când mi se termină. Acum, să știți că pentru corp am doar un produs care mi-a atras mie foarte, foarte mult atenția, care îmi place din mai multe puncte de vedere și este acesta. Ce produs este? Este un body scrub. Este un scrub de corp de la Dr. Konopkas. Sper că vedeți aici. Produsele de la Dr. Konopkas le puteți găsi pe Sole Shop și uite, în cazul în care vreți să mai aruncați un ochi pe acolo, pentru că au mai multe produse la ei pe site, vă las și un link în descriere și în cazul în care intrați de pe acel link o să aveți o extra reducere. Nu mai știu exact cât la sută sau ceva de genul, dar o să vă las acolo link și o să vedeți toate detaliile. Bun, să revenim la acest scrub. Scrubul, pe lângă faptul că este din 99,5% de origine naturală, este și vegan, are un miros așa puțin de plante, dar nu m-a deranjat, deci era un miros plăcut, ca să zic așa. Încercam acum să mă uit după cantitate, dar bineînțeles problema mea ca de fiecare dată, uite aici, are 500 de mililitri și m-a ținut, cred că toată vara. Pe vară l-am folosit mai mult și m-a ținut toată vara. Da.
Ce pot să zic despre el este faptul că exfolia extraordinar de bine pielea, deci foarte, foarte tare exfolia, dar în același timp nu usca. Acum, știu că depinde de la persoană la persoană, știu că depinde de la piele la piele, e posibil ca la cineva să-i usuce foarte tare pielea, la altcineva deloc, la altcineva, nu știu, să-i o hidrateze sau la altcineva să nu-i exfolieze. Însă, pe mine, din experiența mea proprie, acest scrub a devenit preferatul meu. Din toate pe care le-am încercat acum, până acum, și credeți-mă că am încercat o grămadă pentru că mie îmi plac foarte mult scrub-urile de corp. Deci, dacă ar fi să aleg un produs pe care îl folosesc foarte, foarte des pe corp, în afară de gelul de duș, bineînțeles, pentru că pe acela îl folosești de câteva ori pe zi, da, scrub-ul. Scrub-ul e acolo în top pentru mine și acesta îmi place extraordinar de mult și îl recomand cu drag tuturor. Acum, ia să vedem. Să știți că mă le-am pe categorii, mai am și chestii de față, am și de make-up, am mai multe, dar vin acum. Haideți să mergem acum pe parfumuri. Ce ziceți? Am două parfumuri aici care mi-au atras atenția în mod special în anul 2020, care îmi plac și la momentul de față sunt preferatele mele. Și să știți că unele produse le-am descoperit la începutul anului 2020, altele pe parcurs, iar altele spre final, dar nu contează, tot preferate sunt și cu siguranță vor fi și anul acesta. Și am aceste două produse. Odată, parfumul acesta de la Yves Saint Laurent, care este Black Opium. Știu că acest parfum a apărut pe piață de multă vreme, eu din păcate l-am avut în variante micuțe sau nu l-am avut așa la sticluță, însă îmi plăcea foarte mult, era preferat cumva, mi-l doream foarte mult, dar niciodată nu mă încumetam să dau atâția bani pe el și de Crăciun l-am primit cadou. În cazul în care nu ați văzut videoclipul cu ce am primit de Crăciun, o să las un card aici ca să vedeți acolo mai multe chestii interesante. Dar ca idee, l-am primit cadou de Crăciun și ce m-am mai bucurat, Doamne! Deci, efectiv, iubesc acest parfum. Știam că îmi place foarte mult și faptul că acum îl am în colecția mea, că l-am primit cadou, mă bucură enorm treaba asta. Îmi place foarte mult, este preferatul meu și cu siguranță o să fie preferatul meu. Până, nu știu, până iese unul pe piață care să îl bată. Și da, credeți-mă, de la ora actuală, dintre toate parfumurile pe care le-am mirosit eu vreodată, da, acesta este preferatul meu și credeți-mă, am încercat o grămadă de parfumuri pentru că am lucrat în Douglas la un moment dat. Deci, da, am avut șansa să mă dau în fiecare zi cu unul să găsesc ceva ce îmi place și nu, efectiv. Nici parfumurile de nișă nu-mi plac, nici anumite esențe, nici, nu știu, anumite ape de parfum și Douglas are multe parfumuri, adică efectiv e ca și Sephora, ca și Mario, nu, au acolo mai multe branduri și am încercat cam tot ce e pe piață la ora actuală și nu. Ăsta pentru mine e perfect, mă caracterizează. Iar al doilea ar fi acesta de la Oriflame, care la fel este parfum, se numește All or Nothing, v-am vorbit despre el într-un unboxing Oriflame în cazul în care obișnuiți să vă uitați la videoclipurile acestea de pe canalul meu. Ideea este că așteptam de multă vreme ca cei de la Oriflame să scoată un parfum care să simt eu că este cumva pe aceeași lungime de undă cu principiile mele, nu știu, cu activitățile mele de zi cu zi. Și ăsta chiar da. Și pe lângă asta, amândouă parfumurile miros super, super bine. Au mirosuri destul de diferite. Și pe lângă asta, totuși reușesc cumva să mă convingă să le pun în acest videoclip. Deci da, astea două parfumuri îmi plac. Bun, hai să vă arăt acum două produse de buze. Ce ziceți? De fapt, mai multe produse de buze, dacă mi-am adus acum aminte, dar hai să începem cu balsam de buze. Am unul aici, este de la eCooking Lip Balm, este cel pe roz, știu că mai au și variantă pe mov, dacă nu mă șel, iar acest produs arată cam așa, efectiv zici că e o ceară înăuntru, este destul de solid și la contactul cu pielea se mai atât de bine și cu acesta mă dau cam non-stop, m-am dat non-stop pe tot parcursul anului 2020 și încă nu s-a terminat. Cât de curând va trebui să-l arunc pentru că va îndeplini un an de când mi-am desfăcut, dar ca idee, nu știu, zici că mie, nu știu, mă simt așa aiurea că trebuie să-l arunc și nu l-am terminat, deși eu l-am folosit zilnic și de mai multe ori pe zi, nu doar o dată, dar e foarte, foarte fain, e foarte hidratant. Dacă am cojițe, mi moaie imediat buzele, dacă îl pun seara, a doua zi nu mai am răni, pentru că eu obișnuiesc să mă mușc foarte tare de buze și îmi cresc singură răni până îmi dă sângele și nu e ok deloc.
Tot pe partea de balsam de buze mai am încă unul, pe acesta de la Lana Lips. Este cu mere verzi. Acesta îmi place. E la fel de hidratant ca cel de dinainte, doar că are altă textură. Acesta fiind și așa la tub, de trebuie efectiv să îl scoți și să te dai să îl aplici direct din tub. Pe acesta efectiv băgai degetul în el, îl aplicai așa cu degetul. Acesta îl aplici așa din tub, pe lângă faptul că are un miros foarte, foarte fain și gustul și, da, mă înțelegeți, mere verzi. Cui nu-i plac merele verzi. Pe lângă faptul acesta, îmi place că are un luciu foarte puternic și ce-am mai făcut cu acest balsam, să zic așa, îl foloseam și pe post de gloss. Indiferent că era machiată sau nu, efectiv zici că aveam un gloss pe buze și se vedea atât de frumos, dar ținând cont că am purtat mască zilnic și așa, pe sub mască nu-l prea port. Dar la începutul anului 2020 l-am purtat foarte mult, chiar și prin unele machiaje sau peste anumite rujuri mate, îl aplicam, da, știu ce-i poate capul și îmi place super, super mult. Iar uite că dacă toți suntem la categoria rujuri, haideți să vă arăt și ce rujuri preferate am și pe care le-am folosit extraordinar de mult în 2020. Deci am o colecție foarte mare de rujuri. Mie îmi place să colecționez rujuri, dar când vine vorba de cele pe care le-am folosit, astea trei le întreb pe toate. Și avem o dată așa. Am aici unul nude, cel cu care sunt dată și acum. Este de la Pharmacy și este nuanța 203. Pe acesta l-am primit la un eveniment BBM Cluj, dacă nu mă înșel. Îmi place foarte mult că se aplică super ușor. Îmi place aplicatorul. Este opac, rezistă foarte, foarte mult pe buze. Nu-mi simt buzele uscate, nici nu mi se crapă să mi se vadă inestetic. Și îmi place foarte mult și faptul că este așa un nude care bate puțin, puțin de tot spre roz. Deci da, și din ce știu eu are și preț mic. Apoi, al doilea este acest ruj roșu de la Colourpop. Așa îmi pare de rău că nu mai este la ei pe site să-l puteți cumpăra și voi și să vedeți la ce mă refer, pentru că a fost într-un bundle, au fost 4 produse de buze, 2 rujuri mate și 2 glossuri de la Colourpop într-o colaborare cu Caitlyn Lights. Eu o admir foarte mult pe Caitlyn Lights și în momentul în care mi-am cumpărat mai multe produse de la Colourpop, mi-am cumpărat și acest bundle cu 4 produse de buze. Și îmi place foarte mult acest ruj pentru că este super, super opac. Este roșu, deci, da, roșu întotdeauna e puțin mai pretențios, dar pe lângă faptul că este super opac, are o textură foarte groasă, foarte cremoasă și totuși nu crapă pe buze. Chiar dacă are textura aceasta groasă, nu mi crapă și îmi place foarte mult chestia asta pentru că mai am rujuri care au textură groasă și cremoasă ca să-ți hidrateze practic buzele, dar din cauza că este așa foarte groasă, crapă. E bine, la acesta nu se întâmplă asta și îmi rezistă foarte mult timp și să știți că am mâncat de multe ori și cu grăsime ceva și nu mi s-a luat de pe buze atâta tot că aici spre colțul extern al gurii se mai întindea. Asta mi se întâmplă la orice ruj, deci nu e neapărat o caracteristică principală la acest ruj, dar ca idee îmi place foarte, foarte mult și atât de mult îmi pare de rău că nu mai este pe site. L-aș fi cumpărat pur și simplu să vi-l ofer cadou, doar să vedeți cât de bun este. Da, știu că sunt persoane cărora nu le plac rujurile lichide de la Colourpop, dar să știți o chestie de la mine când vine vorba de Colourpop. Colourpop merge foarte mult pe colaborări. Colaborări cu diversi youtuberi, ca să zicem așa, așa, sau vedete, chestii de genul acesta. Și practic, la fiecare ediție sau colaborare este o altă formulă și în cazul în care ați picat ceva ce nu vă place sau care chiar a fost prost, de acolo vine. Eu, de exemplu, am și palete de farduri, am de la 3 colaborări diferite și una nu-mi place aproape deloc, iar celelalte două sunt îndrăgostită până peste cap de ele. Deci, da, să țineți minte în cazul în care vă cumpărați vreodată ceva de la Colourpop, că sunt chestii în ediție limitată, sunt chestii în colaborare cu alți youtuberi și unele pot fi bune, iar altele pot fi super proaste. Mamă, deci am vorbit atât de mult doar despre câteva produse, mi s-a stins camera și acum revenim. Al treilea ruj lichid și mat de buze pe care vreau să-l includ în acest videoclip este acesta, este de la Oriflame, din gama Jordani Gold, se numește Lip Elixir. Iconic Lip Elixir, ei spun aici că are și SPF 15 acum, dar nu știu dacă ajută, nu ajută,
decât nimic, da, e bun și 15, dar nu e cine știe ce. 15 este destul de puțin, dar ca idee, au mai multe nuanțe și este destul de ieftin din punctul meu de vedere și îmi place foarte mult textura la acest ruj. În momentul în care vreau să-mi pun pe buze un ruj super, super lejer, dar să aibă aspect mat și să nu mi se ducă în momentul în care beau apă sau îl pup pe Andrei sau o chestie de genul acesta, optez pentru acesta de la Giordani. Îl mai am în câteva nuanțe și îmi place super mult. El nu este super, super, super opac ca acesta, de exemplu, tocmai pentru că acesta are o textură groasă, iar acesta are o textură foarte, foarte lichidă și de obicei rujurile care sunt super, super lichide tind să nu aibă pigment așa de mult în ele, dar acesta, chiar dacă este foarte subțire, este opac, deci buza nu ți se vede, doar că nu este atât de opac ca rujurile care sunt groase. Așa, pe lângă chestia asta, rezistă foarte mult, deci eu inițial când l-am cumpărat și l-am purtat prima dată, văzând cât de subțire e textura lui și cum se simte pe buze, cât de ușor se simte pe buze și cât de catifelat, am zis, o să beau primul pahar de apă sau o să mănânc prima bucățică de ciocolată și se va duce. Nope. L-am purtat de dimineața până seara, am mâncat, am băut, am făcut tot ce vreți voi cu el pe buze și nu s-a luat deloc și am zis ok. Merită laude pentru că un produs atât de bun merită laude. La fel ca și celelalte. Bun, hai să ne întoarcem puțin pe partea de skincare. Pe partea de skincare să știți că am două produse doar să vă arăt. Ei bine, în 2020 pot să zic că am încercat multe produse de skincare. Odată pentru că am avut rutine pe care v-am spus. De obicei o rutină de skincare eu o țin cam 3-4 luni. Depinde și cât de repede se termină, că sunt recipiente care sunt mai mari și mă țin mai mult timp, altele sunt mai micuțe și mă țin mai puțin timp sau poate am încercat și miniuri. Ideea este că maxim, cel mai mult, o rutină m-a ținut cam 4 luni jumate, o chestie de genul acesta. Am schimbat câteva rutine pe timp, pe parcursul anului, mi-au plăcut toate, a fost ok, adică eu nici nu am ten sensibil, la mine cam orice merge, rare ori găsesc ceva care să nu-mi placă, poate pentru că e o cremă prea grasă sau o chestie de genul acesta. Însă, ce mi-a atras cel mai și cel mai mult atenția a fost... au fost, de fapt, două produse din rutina de skincare pe care am făcut-o cu produsele Apitera. Dacă nu mă înșel, cred că am aici pe YouTube un videoclip și dacă îl găsesc o să vă las aici card. Au fost niște produse, am avut o rutină completă, le-am testat din septembrie și să știți că încă mai am în ele produs. Nu le-am terminat pentru că efectiv nu e nevoie să pui cantitate mare, iar cele două produse despre care vreau să vă vorbesc astăzi sunt acestea două. Odată este un ser și al doilea produs este un scrub. Hai să începem cu serul. Este un ser intensiv hidratant. Eu de obicei nu obișnuiesc să folosesc serumuri în rutina mea pentru că îmi lasă tenul gras sau dimineața mă trezesc cu sebum mult pe față. Nu-mi place efectiv senzația, nu-mi place să-l simt acolo. Poate că ele fac ceva, poate că sunt bune, poate că nu, habar n-am, dar nu-mi plac. Însă, în momentul în care am încercat acest produs și să știți că da, la început când l-am încercat, am fost sceptică pentru că mă gândeam la cel pe care l-am încercat înainte și aveam tot aceeași senzație. Dar fetelor și băieților, în cazul în care sunteți aici, cum este acest produs? Pot să zic că este primul ser care m-a dat pe spate și pe care l-am încercat eu. Spune aici pe el că ar conține miere de salcâm bio, lăptișor de matcă bio, ceramide vegetale, că este 99% origine naturală. În orice caz, sunt multe ingrediente, v-am povestit în acel videoclip mai multe chestii despre el și în orice caz puteți să intrați și pe site la el să vedeți detalii din acestea tehnice, să le spunem așa. Însă, mie ce mi-a plăcut a fost faptul că în momentul în care îl puneam în palmă ca să-l frec puțin așa între degete și după să-l aplic, se transforma în apă. Deci, efectiv, din textura asta așa gelatinoasă, aș putea spune, se transforma în apă și se întindea atât de ușor pe ten și intra atât de repede în ten și pielea se simțea atât de hidratată, deci atât de hidratată și să știți că eu îl folosesc doar seara. Deci, seara, când îmi făceam rutină, aplicam, curățam tenul, făceam duș, mă rog, mă demacheam, curățam tenul, făceam duș, când ieșeam de la duș, stăteam așa 2-3 minuțele ca să mi se închidă porii, să zicem așa, și după aplicam acest ser, după veneam cu crema de ochi, crema de față și pff, diferența de la cer la pământ, n-am mai avut cojițe, n-am mai avut nimic, iar machiajul, să vedeți cum se aplica machiajul, pff,
Nu vre, deci nu poate surprinde camera atât de bine cât se vede în realitate. Iar cel de-al doilea produs este acest scrub de față. Acum, eu v-am mai spus vouă că mie îmi plac în general scrub-urile acestea care au particule abrazive prin ele. Folosesc și din acelea chimice, dar astea cu particule abrazive îmi plac puțin mai mult, nu știu, îmi dă mie o senzație de relaxare mai mare. L-am testat, cred că mai am jumătate din el sau ceva de genul. Îl foloseam o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, depinde de caz, depinde cât de des simțeam eu nevoia. Și ce mi-a plăcut la el este că aveam puncte negre pe nas sau aici pe bărbie, pentru că aici mi se fac mie, și în momentul în care foloseam acest scrub, vedeam o diferență vizibilă, așa cu ochiul liber, efectiv vedeam o diferență, îmi dispăreau, îmi curățea porii aceia ai pielii foarte, foarte bine, nu mai rămânea mizerie încât să se creeze un coș negru din acela care să-ți dea bătăi de cap după. Asta odată. 2. Chiar dacă în momentul în care îl pui pe ten și îl masezi, se simte că este un exfoliant dur, pentru că particulele acelea abrazive sunt dure, în momentul în care te clătești, pielea rămâne atât de hidratată. Atât de hidratată, deci e primul scrub de față pe care l-am încercat eu până acum, de câțiva ani încoace, de când tot încerc eu produse, care să-mi lase tenul atât de hidratat după un scrub. Deci eu practic nici n-ar trebui să aplic cremă hidratantă după ce îl folosesc, doar că aplic eu ca să am o extra hidratare. Deci da, foarte, foarte, foarte bun acest produs. Tot de față vreau să includ aici o apă micelară, aceasta este goală, dar voiam neapărat să o includ în acest videoclip, pentru că eu de mulți ani folosesc apa micelară Garnier și chiar dacă în 2020 am folosit-o în continuare și am încercat și alte ape micelare, aceasta rămâne the one and only sus. Asta e în top, e prima pe lista mea spre care întind mâna, îmi place foarte mult că este blândă, demachează foarte bine, demachează foarte ușor tot machiajul, dizolvă, chiar dacă am machiaj, de exemplu, waterproof sau ceva, nu mă pișcă ochii, foarte, foarte important, eu mă uit la produse de skincare care să nu mă piște la ochi. Ochii mei sunt foarte sensibili, dacă tenul meu suportă parfumul și alcoolul și alte ingrediente în produse, ei bine, ochii mei nu suportă aproape nimic. Și la mine testul suprem la orice produs de skincare este la ochi. Dacă trece acest test, înseamnă că este un produs bun și potrivit pentru mine și continui să-l folosesc. Deci da. Iar eu aici, să știți că am acea apă micelară pe roz pentru ten sensibil, dar care este transparentă, pentru că sunt și alte variante care sunt colorate în interior, dar asta simplă, asta clasică, asta e super, super bună. Bun, haideți să continuăm. Mai am aici, mai am chestii de make-up și vreau să vă spun despre aceste pensule pe care am început să le testez doar în ultima lună anului, adică de prin decembrie. Ele sunt acum puțin cam folosite, puțin cam murdare, pentru că m-am machiat cu ele mai înainte. Dar aceste pensule sunt pensulele Lash Beauty ale Monicăi Palcău din Brașov. Poate știți de ea, poate urmăriți, în cazul în care nu o faceți, trebuie neapărat să aruncați un ochi pe Instagramul ei, pentru că face niște chestii super, super tari. Iar ea și-a făcut propriul brand, practic, iar printre altele are și acest set de pensule și, dacă nu mă înșel, cred că se numește Complete Glam, ceva de genul. Eu mai am seturi de pensule, de obicei îmi place să cumpăr la set pentru că găsesc contribuințare la fiecare pensulă și chiar le folosesc pe toate. M-am bucurat când am văzut că și ea a scos un set de pensule. Îmi place efectiv cum arată, cum au designul, că este așa cum un nerd din lemn, că scrie aici Lash Beauty și pentru ce este pensula respectivă. Perișorii sunt foarte, foarte moi, deci atât de moale este, mă rog, atât de moi sunt pensulele și arată și așa super fain că au coloritul acesta. Aceasta este o pensulă de pudră, deci nu a prins culoare sau ceva, pur și simplu așa este pensula, este așa maronie spre vârfuri. Îmi place super, super mult, machiajul se aplică super bine, pe lângă faptul că se aplică foarte, foarte bine machiajul, deși așa un moment de relaxare, pentru că sunt așa de moi și îmi plac așa de mult și a meritat fiecare bănuț, pentru că eu le-am comandat de Black Friday. A avut, de fapt, ca un fel de Black Friday, cred că
în ultimile zile din noiembrie sau în primele zile din decembrie. Cred că ultimile zile din noiembrie a avut ca un fel de Black Friday și ea și atunci mi le-am cumpărat și să știți că sunt super, super bune și vi le recomand. Într-adevăr, puține persoane recomandă seturile pentru că zic că nu apuci să folosești toate pensulele, însă eu le folosesc. Eu chiar folosesc toate pensulele dintr-un kit, dintr-un set. Le găsesc o întrebuințare la toate, așa că, da, în cazul în care sunteți în căutarea unor pensule bune de make-up, nu mai dați banii pe rebooturi, așa cum îmi place mie să le zic, care sunt, nu știu, un set de 20, 30, 40 de pensule cu 50, 60 de lei, pentru că o să năpârlească, nu sunt la fel de fine, nu sunt la fel de calitative și mai bine strângeți bănuți câteva luni, un an, nu contează. Strângeți bănuți și cumpărați-vă ceva calitativ și eu chiar vă recomand din toată inima acest set de la Lush Beauty. Bun, hai să mergem mai departe. Vreau să vă arăt acum un produs de care sunt super îndrăgostită și pe care îl folosesc de ani de zile, iar 2020 nu a făcut excepție. Am mai încercat, cred că la un moment dat, vreo două produse de acest gen, dar nu, tot la el m-am întors și tot la el o să mă întorc, cred că și pentru următorii ani. Și este vorba de acest concealer de la Maybelline, este Instant Anti-Age Eraser, multi-use concealer și varianta doar de concealer. Sincer să fiu, nu prea văd diferența între ele. Am avut și, pentru că au fost așa lansări diferite, ca să zic așa. Îmi place super, super mult. Știu că toată lumea, sunt de fapt persoane care se feresc de acest concealer din cauza acestui burețel sau efectiv îl dau jos ca să fie mai igienic. E bine, eu acest concealer îl folosesc doar pe mine, nu mă achez și alte persoane și curăț burețelul acesta din când în când și e totul ok, adică nu am avut, n-am pățit niciodată să pățesc ceva. Am avut grijă cu el, l-am îngrijit și l-am folosit și oricum să știți că un tub din acesta termin cam repede, cam destul de repede. 2 luni jumate, 3 luni să zicem, în cazul în care nu mă machiez, bineînțeles mă ține mai mult, dar dacă mă machiez zilnic, cam pe acolo bate. Îmi place super mult că nu mi-usucă zona aceasta de sub ochi și eu când râd mi se fac așa niște linii de expresii pe aici, efectiv sunt moștenire de familie, le-am avut de când eram la grădiniță, de când mă știu eu, din totdeauna le-am avut și dacă nu aplic produsele care mi se potrivesc mie în zona aceasta, arată foarte inestetic, machiajul nu arată bine deloc, e foarte, foarte, foarte urât, ca să zic așa. În orice caz, acesta îmi place super mult și când îl fixez cu pudră, stă acolo, nu mă pișcă ochii de la el, mi se pare și un produs ieftin și pe acesta chiar vă recomand să-l încercați cel puțin o dată. Bun, haideți să mergem acum pe două eyelinere care mi-au plăcut la fel de mult. Eu mă fac cu eyeliner, dar mă fac destul de rar. Însă, în 2020, nu știu, ceva m-a început pe aici să circule sau să funcționeze sau ceva, pentru că am folosit foarte mult aceste două eyelinere. Odată l-am pe acesta, este Hyper Easy Brush Tip Liner de la Maybelline. Este de tip carioca, dar acest capăt, practic unde este produsul și cum aplicați, este maleabil. Și așa de mult îmi place pentru că eu am genele mari și dacă mă făceam cu genul acela de eyeliner care îl scoți efectiv din tub sau ceva, îmi umpleam genele de eyeliner, iar cu acesta nu se întâmplă asta. Și cele de tip carioca care sunt dure, nu pot să mă fac efectiv cu ele, așa că ăsta este efectiv produsul perfect pentru mine, plus că rezistă foarte bine, are și un preț super bun, îl găsiți cam prin orice supermarket, hipermarket, magazine unde sunt cosmetice, este și foarte opac și da, îmi place super, super mult. Iar al doilea este acesta de la Sephora și este un eyeliner de tip glitter. Atât de mult mi-a plăcut și să știți că acesta este pe terminată, deci cred că o să mai pot să-l folosesc o dată de două ori și gata. Chiar dacă se vede pe peretele recipientului așa că mai este produs, nu mai iese, nu mai ajung efectiv, probabil mai este doar pe fund un pic sau ceva, dar ca idee, atât de frumos este și în cazul în care v-ați uitat la tutoriale pe care le-am făcut pe parcursul anului trecut, o să-l vedeți cum se aplică, cum arată, cum este. Îmi place super, super mult. Știu că aveau și pe gri, dar efectiv nu le-am mai văzut. Nu știu dacă a fost ediție limitată sau dacă efectiv le-au scos din producție, dar sper să le rebage din nou pe stoc la un moment dat, pentru că așa de tare mi-a plăcut acesta. Da.
Când vine vorba de sprâncene, iarăși am experimentat destul de mult, pentru că a fost perioada aceea, prima jumătate a anului, în care eu nu m-am mai... Upsi, era să-mi cade. Nu m-am mai vopsit cam jumătate de an ca să se regenereze puțin părul și atunci am folosit, bineînțeles, alt fel de produse. Am folosit produse mai maronii, puțin mai închise, am încercat destul de multe, apoi m-am făcut din nou blondă și la rădăcini și am revenit pe produse blonde. În orice caz, am testat destul de multe produse de sprâncene, dar am rămas la acestea două care îmi plac super, super mult. Odată am aici un gel de fixare de la NYX care se numește Tinted Brow Mascara în nuanța blond. Da, nuanța blond. Îmi place super mult că are dimensiunea aplicatorului potrivită pentru sprâncenele mele. Mă enervează că anumite geluri din acestea au o periuță aceea foarte mare sau unele o au foarte mică de trebuie să stau mult să fac, dar nu. Acesta de la NYX este dimensiunea perfectă. Îl cumpărați din magazin, mi se pare că este super accesibil. Să știți că îmi face sprâncenele foarte, foarte, foarte fain. Chiar mi le fixează și ce îmi place este că eu de fel am sprâncenele destul de maronii și destul de închise, pentru că eu sunt șatenă, dar de când m-am făcut blondă, efectiv încep să folosesc produse blonde și așa mi le deschide o idee și se vede atât de bine, atât de frumos, se, nu știu, se combină cu părul. Deci da, are un mare da acest produs și chiar mă bucur că a intrat în colecția mea, că am avut curajul de a-l cumpăra atunci să-l testez fără a ști nimic despre el, niciun review, nu citisem nimic, nimic, nimic și cu siguranță o să revină și mai încolo la el, când o să mi se termine, iar creionul de sprâncene pe care vreau să vi-l arăt aici este de la Maybelline Brow Ultra Slim. Acest creion are efectiv produsul într-un capăt și într-un capăt are acea periuță spulii. Și să știți că cred că odată mă voi mai face cu acest creion și gata, poate nici măcar odată l-am terminat, dar atât de mult l-am îndrăgit, pe lângă faptul că este super, super ușor să vă trasați așa linii și să vă umpleți golurile, mai are și această periuță și puteți să difuzați frumos culoarea și arată foarte, foarte bine, foarte natural. Cu cât vă apăsați mai tare pe creion, cu atât e mai strident, cu atât cu cât faceți mai lejer așa, cu mișcări foarte lejere, nu găsesc acum, am lapsus, nu găsesc cuvântul potrivit, dar cu cât apăsați mai ușor pe creion, se fac doar niște umbre, este foarte, foarte cremos, nu mi s-a întărit absolut deloc, nu s-a uscat de când l-am și l-am desfăcut cam pe vară, să știți. Nici o problemă, n-am avut cu el, îmi place super, super mult. Să știți că mai am 3 produse de make-up și termină și capitolul de make-up. Odată, am iluminatorul Mary Luminizer. Da, a apărut de multă vreme pe piață. Știu că eram undeva prin clasa 8-a când a apărut și am început eu să mă uit la clipuri de beauty, dar la momentul respectiv nu se găsea în România. Îl vedeam la fetele din afară. La momentul respectiv era și foarte, foarte scump. Adică, mă rog, fiind clasa 8-a, nu dădeam eu nu știu cât pe un iluminator, vă dați seama. Și de Black Friday am comandat un set de pe Makeup Shop care conținea Mary Luminizer, varianta mini, și am zis, mai hai să-l încerc să văd dacă îmi place și mie, și îmi place super mult. Sunt dată și acum cu el și aici pe vârful cel mai înalt al pometului, dar și pe nas, și să știți că și pe pleoapă tot pe acest iluminator l-am aplicat. Varianta mini are 2,7 grame, dar mi se pare mult produs. Are și o oglindă aici, dar mi se pare mare cantitate și ținând cont că iluminatorul, da, aplici, dar iluminatorul nu se termină așa de repede ca o pudră, de exemplu, cel puțin la mine. Da, o să-mi ajungă destul de mult timp și îmi place foarte, foarte mult cum arată. Are un aspect natural, dar totodată poate fi și construit să aplici mai multe straturi și să fie așa mai glowy. Îmi place super, super mult, de aceea am început să-l folosesc și pe ploapă. Tot în același set pe care l-am comandat de Black Friday de pe Makeup Shop, odată cu acest iluminator, mi-a venit și acest bronzer. Este de la The Balm, de fapt și Mary Luminizer este tot de la The Balm și acest produs tot de la The Balm. Este Bahama Mama și îmi place foarte, foarte mult și acesta are o oglindă mică și o să încerc să vi-l arăt fără. Cam așa arată. Inițial când l-am văzut am zis ok, e prea maroniu, prea portocaliu, eu sunt deschisă la ten. Probabil nu o să fie o alegere înțeleaptă, dar să știți că
Iau puțin produs, îl blenduiesc foarte bine și ia uitați ce bine arată. Deci îmi place extraordinar de mult cum se aplică. Este un produs destul de cremos, chiar dacă este de tip pudră, nu se împrăște peste tot, deci nu este profos. Este super pigmentat și ținând cont că am avut ocazia să îl iau așa în variantă mini, să văd dacă îmi place, după pot opta și pentru o variantă mai mare. Deci, da, îmi place super mult. A doua oară când mi se oprește camera, mamă, deci chiar nu credeam că o să vorbesc chiar așa de mult, dar sunt multe de spus și sunt și multe produse. Bun, tot pe partea de machiaj vreau să vă arăt aici și o paletă. Este o paletă de la ColourPop, Dream Street se numește, că are prescurtat aici și întotdeauna mă gândeam așa de două ori. Ideea este că această paletă a fost în colaborare cu Caitlyn Lights. V-am spus că atunci mi-am cumpărat mai multe produse și mi-am cumpărat foarte multe din colecția ei. Paleta arată cam așa, am folosit-o foarte mult în 2020 și chiar dacă am folosit-o foarte, foarte mult, încă nu am ajuns la tăvițe, la farduri. Și mi se pare că are niște farduri foarte, foarte interesante, în sensul că are și farduri neutre pentru un machiaj așa super rapid pe fugă, dar are și câteva nuanțe care sunt mai stridente, să zicem așa, mai colorate. Dar ce m-a impresionat pe mine cel mai și cel mai mult la această paletă este fardul acesta Muni. Deci din toate paletele pe care le-am încercat eu până acum, n-am găsit nicăieri un fard de genul acesta. Pe lângă faptul că are o nuanță foarte, foarte plăcută, perlată, e foarte cremos și în momentul în care se aplică este ceva diferit la el, care nu poate fi explicat în cuvinte. Deci, doar dacă o să vă cumpărați vreodată această paletă, o să vedeți la ce mă refer, pentru că efectiv e minunat. E minunat și cum se vede, și cum se aplică, și textura, și tot, absolut tot. Dar da, a fost o paletă foarte folosită, îmi place și că este așa mai micuță, compactă și o luam și în călătorii, bine, n-a fost cazul în 2020, dar ca idee și mi-a plăcut tare, tare mult. Cu această paletă am terminat și partea de make-up și mai am așa câteva chestii de menționat și după chiar vă las, nu vă mai țin. La categoria de haine, să știți că mi-am cumpărat ceva hăinuțe, dar un singur articol pe care l-am apucat și să-l port, că sunt câteva care, pe care nu am apucat să le port din cauza că a fost frig afară. Dar un articol l-am purtat și atât de mult îl îndrăgesc și am să-mi dau așa mai departe ca să vă introduc aici o poză cu mine. Este vorba de această pereche de pantaloni din Bershka. Deci atât de comodă e perechea asta de pantaloni încât nu am cuvinte să vă explic. Îmi place foarte mult cum se așează pe mine, pe conformația mea, pe trupul meu. Îmi place și că sunt foarte lejeri, îmi place și că nu cad de pe mine, efectiv nu cad. Mai am problema asta la pantaloni, care să cadă de pe mine, dar pantalonii, chiar dacă sunt lărguți la talie, efectiv sunt turnați, sunt fix cât talia mea. Deci nu cad, n-am nicio problemă cu ei, îmi place și faptul că au acel elastic jos la gleznă. Și da, îmi place și culoarea, că este așa un bej foarte, foarte deschis, pot să-l combin în mai multe în mai multe ținute și da, îmi place super, super mult. Tot pe partea de haine, să zicem așa, vreau să vă menționez și acest produs, pentru că este un balsam de haine și îl includ în acest videoclip pentru că efectiv de la jumătatea verii și până acum și chiar și de acum încolo doar pe acesta l-am folosit, bineînțeles, pe lângă detergentul pe care îl pun, dar ca idee, l-am văzut acest produs la o tușică de-a mea. Îl folosea doar pe acesta pe gold, de la Lenor, deci balsamul acesta de la Lenor pe gold. Îl folosea doar pe acesta și atât de tare mirosea în casă balsamul în momentul în care spăla ea haine și atât de bine miroseau hainele și după ce se uscau și nu știu, efectiv, se simțea peste tot mirosul și e și un miros foarte plăcut, încât am întrebat-o ce folosești. Spune-mi secretul, hainele mele nu miros, deși foloseam tot de la Lenor ceva, doar că erau alte variante, alte arome, să zic așa. Mi l-a arătat și am zis ok, îl încerc și eu să văd dacă merge, dacă schimbă cu ceva, nu știu, dacă miros hainele și așa este. Deci de fiecare dată când spăl haine și le întind pe uscător, îmi vine să stau acolo și să nu mă mai mișc, deci miroase atât de pătrunzător, atât de tare, atât de frumos, încât doar pe acesta l-am recumpărat, îl cumpăr și îl voi cumpăra de acum încolo. Bun, pe lângă asta, dacă ar fi să trecem la alte categorii, mă amuză puțin treaba asta, dar când vine vorba de cărți, mi-e puțin rușine să recunosc treaba asta, dar da. Poate unii sunteți la sentiment cu mine, poate alții nu, dar în 2020 nu am citit nicio carte completă.
Am citit chestii de facultate foarte multe, am citit, mă refer, cursuri, cărți, tot felul de articole online și chestii de genul, dar cărți în sine cu un fir narrativ, să fie o poveste acolo sau să fie ceva așa, nu am citit. Adică tot ce a fost legat de facultate și cam atât. Și într-un fel ziceam că spre rușinea mea, pentru că eu chiar am urât multă vreme și pot să zic că în continuare nu mai urăsc acum cititul, dar chiar uream să citesc înainte. Acum încerc să schimb chestia asta și dacă mă urmăriți de ceva timp, pentru că știu că sunteți și câțiva noi aici pe canal, bine ați venit în cazul acesta. Dacă sunteți de mai de mult timp cu mine, știți chestia asta despre mine, că nu îmi plăcea să citesc. Și încerc să și mă străduiesc să schimb acest lucru la mine, dar cu siguranță anul viitor, când vom face favoritele pentru 2021, o să vedeți și cărți, pentru că m-am ambiționat acum așa puțin ca lumea, puțin mai mult, iar după ce o să treacă sesiunea, cu siguranță o să citesc, pentru că mi-am și cumpărat câteva cărți interesante despre care v-am vorbit în holul de Black Friday și pe Stories. Pe lângă cărți, hai să vă zic și despre filme. Este un film, în mod special, o să vă pun aici în poză cu el. Este un film care mi-a atras atenția. Am văzut foarte, foarte multe filme în 2020, foarte multe seriale. Credeți-mă, efectiv, nu mai aveam la ce să mă uit pe Netflix, pentru că absolut tot văzusem, dar acest film cumva m-a atras. Nu știu, mi-au plăcut și actorii, mi-a plăcut și povestea, a fost ceva mai diferit așa, plus că îmi plac genul acesta de filme în care se dansează, este vorba și de o motivație acolo, de un obiectiv, un scop care trebuie atins. Îmi place foarte, foarte mult și chiar vă recomand să îl vizionați în cazul în care n-ați făcut-o până acum. Când vine vorba de mâncare însă, să știți că am început să mănânc mult mai echilibrat. Întotdeauna am fost pe ideea aceasta că echilibrul este cea mai bună soluție și chiar și înainte mâncam echilibrat, doar că pe lângă echilibratul acesta la mâncare, băgam și foarte multe dulciuri, foarte mult fast food și echilibrul cumva bătea mai mult în area aceasta, însă în 2020 echilibrul a însemnat în sensul că n-am mai băut așa de mult suc, n-am mai mâncat așa de mult fast food, chiar dacă mâncam foarte, foarte multă mâncare gătită și mănânc în continuare mâncare gătită în casă, făcută de mama sau făcută de mine, că sunt cam pretențioasă când vine vorba de mâncare, mâncam și foarte, foarte multe legume, fructe, salate, oricum o făceam deja, dar v-am spus, în comparație cu alți ani, atunci băgam și foarte mult KFC, Dabo și alte nebunii de fast food-uri, iar acum, chiar dacă mănânc în continuare, adică nu am renunțat la nimic de tot, consum în cantități foarte, foarte mici, de exemplu, nu știu, mănânc fast food o dată pe lună, o dată la două luni, pe timpul pandemiei chiar reușisem să stau undeva la 6 luni și când zic asta e atunci când a fost carantină și toate astea, atunci în primăvară, vară, chiar vreo 6 luni stătusem fără să mănânc fast food absolut deloc și m-am simțit așa de mândră, dar mă simțeam și eu fizic foarte, foarte bine. Iar în schimb, acum chiar mi-am făcut un obicei ca o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni cel târziu să mănânc salată, mai ales că am nevoie de așa ceva, corpul meu cere așa ceva. Dar și fructele și legumele și mâncarea gătită sunt acolo în top ca de fiecare dată. Dacă ar fi vorba să vorbim și așa despre persoane din online, să știți că cel mai și cel mai mult urmăresc două persoane la care efectiv trebuie să fiu la zi. Deci zilnic le urmăresc să văd ce au mai postat ca să fiu la zi, să nu pierd nimic. Și e vorba despre Monica Palcău, pe care o urmăresc pe Instagram, pentru că îmi place, nu știu, rezonez cu ea din multe puncte de vedere. Dar și Ștefana, cu care m-am și văzut, ne-am întâlnit și îmi place foarte, foarte mult de ea, pentru că, la fel, nu știu, are ceva cu care rezonez eu și chiar dacă pe amândouă le urmăream de foarte multă vreme, cumva în anul 2020 mi-am pus așa puțin gândurile la treabă, să zic așa, și am gândit anumite perspective și am făcut și curățenie în mai multe chestii. Pe ele două le urmăresc constant, chiar dacă urmăresc și alte fete pe care le respect și care fac o treabă minunată în online, pe ele două în principiu le-am urmărit foarte, 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 foarte mult, așa, obsesiv chiar aș putea spune. Iar un ultim lucru ca să încheiem așa apoteotic, ar fi legat de un obicei de care sunt mândră și pe care mă bucur tare mult că l-am
l-am realizat, am reușit să fac treaba asta și oarecum e și un obicei preferat din tot ce am reușit eu până acum. Îmi place foarte mult că în 2020, faptul că am stat atunci foarte, foarte mult în casă, în momentul în care a venit vara și s-au liniștit așa puțin tel lucrurile de a început totul să revină la normal, în momentul în care îmi și găsisem un job, mi-am făcut o rutină în care zilnic petreceam ceva timp cu mine și acel ceva timp cu mine însemna ori să mă machez, ori să mă relaxez, ori să fac ceva pentru mine, ceea ce a însemnat foarte mult, pentru că acea rutină a fost făcută din hobby-uri, a fost făcută din plăcere și a fost făcută în așa fel încât în fiecare zi mă simțeam bine. Nu știu, am reușit să mă machiez zilnic, chiar doar în unele zile n-am reușit să mă machiez. Pe lângă faptul că mă macheam, mă trezeam mult mai devreme față de obicei. Seara reușeam la un moment dat să mă culc mai devreme. Acum, faptul că au fost sărbătorile m-a cam decalat puțin, dar revin eu la normal. Și, nu știu, aveam așa o rutină, am fost și foarte activă pe Instagram, deci nu vine să cred că eram atât de activă. Cel puțin am început anul 2020 foarte, foarte activă, în pandemie am stat așa un pic pe tușă pentru că, na, erau sentimente prin care cu toții am trecut, probabil, iar după, iarăși, din vară, când s-au liniștit așa puțin lucrurile, am încercat să mențin așa o rutină cum ar veni și sunt tare, tare mândră și pentru faptul că pe YouTube am reușit să mă țin de un program și cu mici excepții, bineînțeles, am reușit să postez și să fie totul bine și uite, cu ocazia asta vă și mulțumesc pentru că un alt lucru pe care l-am îndrăgit foarte mult în anul 2020 și îl îndrăgesc în continuare, sunteți voi și vă mulțumesc că sunteți aici, că mă ascultați așa pălăvrăgind într-una despre una despre alta, pentru că până la urmă e vorba și de preferate, dar e vorba și de recunoștință și e vorba și de lucruri prioritare și e vorba și de chestii care îți aduc o bucurie. Pentru că până la urmă, dacă îmi place concealerul acesta, mi-aduce o bucurie. Dacă îmi place masca aceasta, îmi aduce o bucurie. Dacă îmi place un film, îmi aduce o bucurie. Așa și voi. Sunteți aici, vă mulțumesc și mi-aduceți o bucurie. Și cam atât. Am vorbit foarte mult și sper că nu v-am plictisit, sper că ați găsit interesant tot ce v-am spus eu aici. Aștept impresiile voastre în comentarii ca de obicei și nu rămâne decât să ne vedem data viitoare sâmbătă la ora 19 și să sperăm că vecinii nu vor mai renova sau mă vor lăsa măcar o oră acolo să pot filma și eu. V-am pupat! Pa!